Erau trei negri, iac, iac, sirac și iac, sirac, sirone. Mai erau și trei negrese, țipi, țipi, tripim și țipi, tripim, pompone. Și s-au căsătorit, iac cu țipi, iac, sirac cu țipi, tripim și iac, sirac, sirone cu țipi, tripim, pompone. Și au avut copii, iac cu țipi l-au avut pe mac, iac, sirac cu țipi, tripim l-au avut pe mac, țidrac. Și iac, sirac, sirone cu țipi, tripim, pompone l-au avut pe mac, țidrac, sirone. Într-o bună zi, mac, țidrac, sirone s-a dus în pădure și a văzut o mancă față un pițigulin cu trei țipi într-o sală de cocuci fază. Uluit, Maxi Draxidrone merse la mama lui Țipi Tripi în pompone și spuse: "Hai, mămică, să-ți arăt o ciudățenie în pădure." Ajuns la fața locului, Țipi Tripi în pompone își dojenei fiul. "Vai, Maxi Draxidrone, dar acesta nu este un mancă față un pițigulin cu trei țipi într-o sală de cocuci fază, ci este un bibilobar într-o sală de bibilogeneză, un pui de pâgle, pizza sau un gugulator cu scobița scoasă."